Am rugat-o pe colega noastră, Gia, să meargă pe stradă și să întrebe oamenii de ce au cele mai tari mame de pe pământ. Ascultăm, ce a ieșit. Strada lui Gia, la dimineața blană. De ce e mama ta cea mai tare? Pentru că mă ajută mereu și îmi dă bani. Doar atât? Da, și că mă iubește. Uite, transmite-i mamei tale un mesaj, ce îi spune? Te iubesc și îți mulțumesc că m-ai făcut și că ai grijă de mine. Și nu o să te uiți niciodată, indiferent ce va fi. De ce e mama ta cea mai tare? Pentru că a crescut 3 nebuni și a făcut 3 nebuni. O să-i transmiți și tu mamei tale un mesaj? E de ajuns doar că o iubesc. De ce e mama mea cea mai tare? Pentru că e cea mai bună la bucătărie și nimeni nu gătește ca ea. Și pentru că e mama mea. Pentru că are grijă de mine și e de treabă. În primul rând mi-a dat viață. Fără ea n-aș fi existat. Și altceva din ceea ce a făcut pentru tine? Îi sunt recunoscător pentru tot. Și pentru ce mai e ea cea mai tare? Pentru că întotdeauna are grijă de mine, mereu mă veghează ca un înger protector și chiar mai presus de Dumnezeu pentru mine. Dacă ei transmite un mesaj, ce îi spune? Că îi iubesc mult. Pentru că mă suportă, are grijă de mine, mă învață chestii când o întreb. Pentru că mi-a dat viață și pentru că mă iubește din tot sufletul. Mama, pentru că întotdeauna face toate poftele și, în primul rând, că m-a născut și m-a păstrat. M-a ajutat mult în clasele mici să-mi fac temele. De ce e mama ta cea mai tare? Pentru că are mereu grijă de mine și chiar zilele trecute m-a durut foarte tare capul la 6 dimineața și a avut grijă de mine 4 ore. Și nu s-a mai dus la serviciu ca să aibă grijă de mine. Mama ta de ce e cea mai tare? Cred că pur și simplu pentru că mă iubește și are grijă de mine și mă ascultă chiar dacă fac ceva bun sau rău. Mama mea este cea mai tare pentru că e mami și o iubesc mult. Ceva concret, pentru ce e ea cea mai tare? Îmi face de mâncare. Ce mâncare bună îți face? Paste. Mama ta de ce e cea mai tare? Păi pentru că mereu are grijă de mine și mă iubește și, și practic ea mă pune pe primul loc orice ar face. Păi, în primul rând că a avut grijă de mine atâția ani, mi-a asigurat o casă unde să stau. Cele mai multe mame fac asta, dar sunt și copii care nu au oportunitatea asta, de exemplu. 20 de ani ea m-a crescut și încă sunt la facultate și tot la ea stau, deci... Pentru că face totul pentru mine, e mama până la urmă. Ce altceva poate să facă pentru mine? Dacă vreau, sun acum și întreb. M-auzi? Da, așa, de ce mă iubești și ce faci tu pentru mine? Ce? Ciorbă, mama. Face ciorbă, asta face pentru mine. Ok, mersi mama, te iubesc. Fă-mi și niște cartofi prăjiți, te rog, hai, pa, pa. Pentru o dimineață blană, ascultați cel puțin toată emisiunea în fiecare zi.